Invitație specială pentru cei care locuiți în zona orașului Chicago, împreună cu pastorul Buni Cocar, care este colegul meu la emisiunea Față în Față, și pastorul Bisericii Maranatha Romanian Church. Vă invităm în fiecare miercuri seara la ora 7 să veniți să ne rugăm împreună. Spune-ne puțin despre această oră de rugăciune, cum se desfășoară? Nu există un format. Mergem acolo să ne închinăm, să ne rugăm, să ne îmbărbătăm. În general ne rugăm pentru, și ne rugăm încă pentru nevoile curente ale oamenilor care ne solicită, ale celor prezenți, pentru biserică, să supraviețuim. Pentru televiziune? Ne rugăm pentru televiziune, ne rugăm totdeauna, să știi, ne rugăm pentru oamenii care au trecut prin situațiile astea cu COVID-ul ăsta. Deci, practic, tot cam ce trebuie acoperit, încercăm. Nu suntem puternici, dar suntem prin Dumnezeu susținuți și asta e o mare alinare. Cam acum, invitația, bănuiesc că deja putem să spunem, e vorba despre dorința Domnului, cred, nu neapărat dorința, tu mi-ai exprimat-o, să ne rugăm pentru o trezire. Știi cum? Odată ce ai trecut printr-o trezire, nimic nu te mai mulțumește decât o altă trezire. Știi care e prețul, știi că e mare, știi că e greu, știi că vrei să dai bir cu fugiții, dar trebuie să te întorci acolo pentru că ești ca un cal scos din foc. Te întorci tot acolo. Și cred că trebuie să cerem o trezire de la Bunul Dumnezeu, pentru că numai așa ne poate El folosi dacă suntem treziți. Altfel, mergem după literă, dar slova omoară, doar Duhul de viață. Mulțumesc frumos! În fiecare miercuri, la ora 7 seara, la Biserica Maranatha Romanian Church din orașul Chicago, vom fi acolo să ne rugăm pentru trezire și nu numai. Ne rugăm pentru orice cauză, dar în special ne vom ruga pentru trezire. Cei care doriți să experimentați o trezire, rugați-vă împreună cu noi. Dacă nu sunteți în oraș sau în zona noastră, rugați-vă acolo unde vă găsiți. În biserica locală unde vă găsiți, rugați-vă pentru trezire, pentru ceea ce Dumnezeu vă călăuzește sau pentru nevoile care le aveți. Noi vă invităm să fiți împreună cu noi la adresa 3010 North Laverne Avenue, Chicago, Illinois 60641. Și abia așteptăm să vedem ceea ce Dumnezeu face. Noi suntem doar oameni, dar El este suveran și El își va face lucrarea Amin. Cum dorește El, Amin. Când dorește El și prin cine dorește El. Noi ne punem la dispoziția Lui și vă invităm să fim împreună, să experimentăm prezența și puterea Lui Dumnezeu. Ne vedem acolo!